Din 2019 pensionarii și salariații au primit promisiuni că vor primi mai mulți bani. Promisiunile au fost puse la îndoială din cauza întârzierii adoptării bugetului de stat. Ministrul Muncii Marius Budăi dă asigurări că sunt bani în buget pentru majorările promise, atât pentru majorarea punctului de pensie, cât și pentru majorarea pensiilor minime. Suntem în aceste zile în construcția bugetului de stat pe anul 2019, suntem, din punct de vedere al Ministerului Muncii, acoperiți cu tot ce înseamnă sume pentru plata salariilor, plata pensiilor, plata tuturor indemnizațiilor și prestațiilor pe care le avem noi în, în gestionare. Suntem cu siguranță acoperiți și pentru majorarea de pensii conform legii calculării Grupelor de muncă și cea majorare de la data de 1 septembrie a valorii punctului de pensie. Marius Budei susține că declarațiile opoziției sunt apocaliptice, iar guvernul nu va tăia nici pensiile și nici salariile. Asigur pensionarii Bătușaneni că nu va fi nicio problemă din acest punct de vedere, de altfel și pe parcursul anilor 2017-2018 s-a dovedit că, în ciuda tuturor declarațiilor colegilor din opoziție, noi nu am făcut altceva decât să ne ținem de cuvânt și să ducem la îndeplinire programul de guvernare. Cel mai probabil, bugetul va intra în dezbatere în Parlament în perioada imediat următoare, dar sunt șanse mici să fie aprobat până la sfârșitul acestei luni.